Subiectul 1 a 6. Precizează în 2-3 enunțuri o trăsătură morală a personajului Ștefi, identificată în fragmentul de mai jos și mijlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență relevantă, 6 puncte. Și avem un fragmentel din primul text. Să vedem mai întâi baremul, ce se punctează. Întotdeauna când lucrați, observați baremul. Sigur, la examen nu puteți să-l observați, trebuie să-l știți pe din afară. Învățați-l dinainte. Primiți punctele astfel. Precizarea oricărei trăsături morale a personajului trebuie numită trăsătura aceasta. Ori sub forma unui substantiv, inteligență, conștiinciozitate, responsabilitate, ori sub forma unui adjectiv. Personajul este inteligent, este responsabil, este devotat. Primiți un punct pentru numirea trăsăturii. Precizarea mijlocului de caracterizare. 2 puncte. Atenție! A nu se confunda mijlocul de caracterizare cu tipul de caracterizare. Există două tipuri de caracterizare, fiecare realizată prin diferite mijloace de caracterizare. Avem caracterizare directă, în care trăsătura personajului este numită direct, explicit. Cine face acest lucru? Cum se face acest lucru? Păi, trăsătura poate fi numită direct, explicit, de către narator. Prin urmare, avem caracterizare directă din vorbele naratorului. Trăsătura poate fi numită direct de către un alt personaj, fie cu voce tare, fie în gând, și atunci avem caracterizare directă din vorbele sau gândurile unui alt personaj, sau personajul însuși, cel despre care se vorbește, poate să numească trăsătura respectivă, să zică în gândul lui, vai ce deștept sunt. Prin urmare, aici avem caracterizare directă din vorbele sau gândurile personajului în cauză sau autocaracterizare. Prin urmare, nu este suficient să spun caracterizare directă. Trebuie să spun caracterizare directă din vorbele naratorului sau caracterizare directă din vorbele unui alt personaj, caracterizare directă din vorbele sau gândurile personajului în cauză. Aceasta este formularea completă. Caracterizarea indirectă este aceea în care trăsătura personajului nu este numită direct, explicit, ca mai sus, ci reiese indirect din anumite indicii referitoare la personaj. Și care sunt acele indicii? Păi, pot fi faptele personajului, comportamentul obișnuit al personajului, vorbele sau gândurile personajului, aspectul exterior al personajului, mediul, casa, locul în care trăiește personajul, numele personajului, orice alt indiciu legat de personaj. Prin urmare, vom spune caracterizare indirectă din faptele personajului. Caracterizare indirectă din comportamentul personajului și așa mai departe. Aceasta este formularea completă. Revenind la barem, primim un punct dacă prezentăm o secvență relevantă în care este folosit mijlocul de caracterizare, o secvență relevantă din text, evident, din fragmentelul acela pe care ni-l dau ei, și luăm un punct dacă nu facem greșeli de respectarea normelor de exprimare, de punctuație și a ortografiei. Avem dreptul la o greșeală. Două sau mai multe greșeli duc la pierderea punctului. Și, desigur, încadrarea în numărul de enunțuri indicat. Spune acolo 2-3 enunțuri. Un punct. Și acum, pe baza acestui barem, faceți-vă un plan pe care iarăși trebuie să-l învățați și să-l aveți în minte când vă duceți la examen. Iată cum ar trebui să arate planul. 3 enunțuri.
Primul enunț, precizarea trăsăturii morale a personajului. Al doilea enunț, precizarea mijlocului de caracterizare. Al treilea enunț, prezentarea secvenței în care este folosit mijlocul de caracterizare. Eventual, cu citat, citatul nefiind obligatoriu. Nu e suficient să plantezi acolo un citat. E greșit, nu te punctează nimeni. Trebuie să explici în cuvintele tale și, eventual, ulterior, să-ți ilustrezi cuvintele cu un citat. Enunțul 1. Precizarea trăsăturii morale a personajului. Iată cum am zis eu. O trăsătură morală a lui Ștefi, identificată în fragmentul dat, este orgoliul. Atenție mare la trăsături, vă rog. Trăsătură nu înseamnă orice emoție, orice stare sufletească, orice stare fiziologică. Obosit, dat fiindcă era cam obosit. Obosit nu este trăsătură. O trăsătură este ceva cu caracter permanent, o proprietate permanentă, o însușire pe care personajul o are în mod permanent sau măcar pentru lung timp, pentru mult timp. Nu poți să spui că este oboseala, este o trăsătură a personajului Ștefi. Sau ne-a zis supărat. Nu poți să spui că supărarea este o trăsătură a personajului Ștefi. Oboseala este o stare fiziologică, psihică, fizică, supărarea este o emoție. Nu sunt trăsături, dar faptul că Ștefi, atunci când este întrebat dacă mai vrea să vină cu copiii, zice sigur că vin, nu-s copil să mă trimiteți acasă. Replica este și amuzantă, el este un copil. Dar ori de rușine, ori că se crede prea grozav, nu vrea să renunțe. Da, putem spune încăpățânare, deși nici asta nu e chiar foarte bine. Mândrie, mândria e un lucru bun. Ori Ștefi aici nu face un lucru bun. Ștefi riscă, el își evaluează prost resursele. El nu știe să schieze, el este și obosit. Totuși nu vrea să renunțe din orgoliu. Orgoliu este o mândrie negativă, care nu se bazează pe nimic. Și atenție, formulați simplu și clar, nu vă complicați. Dacă spune aici, precizează o trăsătură morală a personajului, folosește aceste cuvinte pe care ți le dă enunțul. O trăsătură morală a lui Ștefi, identificată în fragmentul dat, este orgoliul. Punct. Această trăsătură, ca să fie și mai clar, este evidențiată prin caracterizare indirectă din vorbele personajului. Acesta este mijlocul de caracterizare. Vorbele personajului. Caracterizare indirectă din vorbele personajului. Așa cum v-am spus mai sus. Orgoliul reiese din felul în care vorbește, din ceea ce spune. Dar nu direct, că el nu spune că sunt orgolios. Nu exprimă direct, explicit lucrul acesta. Îl deducem noi din ceea ce spune. După care ilustrăm. Prezentăm secvența în care se folosește acest mijloc de caracterizare indirectă. Astfel, iată un cuvânt de legătură foarte important care mă leagă de enunțul anterior. Astfel, atunci când este întrebat de ceilalți copii dacă nu cumva este prea obosit ca să mai vină cu ei, el se simte jignit și replică orgolios. Sigur că vin, citez, sigur că vin, nu-s copil să mă trimiteți acasă, am încheiat citatul. Puteam să nu bag citatul sau puteam să reproduc în vorbele mele, în vorbire indirectă, această replică. El se simte jignit și replică orgolios că vine și nu vrea să fie tratat ca un copil. Dar e bine să băgăm și citatul dacă putem să-l integrăm acolo în cuvintele noastre. Doar citatul singur nu e bine.
Citatul trebuie să vină ca o ilustrare, ca o continuare eventual a explicațiilor noastre. L-am introdus prin două puncte, l-am marcat prin ghilimele. Acesta a fost planul și compunerea în paralel cu planul. Când scriem acest lucru pe lucrarea noastră, sigur că nu vom face trei alineate, cum am făcut eu acolo. Nu le vom scrie unul sub altul enunțurile, pentru că e o singură idee. Facem un singur paragraf. Facem un singur paragraf pe care îl marcăm cu alineat. Atenție la virgule. Aici am pus între virgule identificată în fragmentul dat pentru că este un atribut pentru trăsătură. Ce fel de trăsătură identificată în fragmentul dat? Dar pun virgulă și în stânga și în dreapta. Două puncte, ghilimele, atenție la punctuație, atenție la ortografie, atenție la exprimare. Fiți scurți, conciși și clari.